Dimineața este 1 decembrie și dăm start vlogmasului din anul 2021. Sau, mă rog, care o să încerc să-l fac și să-l termin, precum l-am terminat pe cel din 2020, deși nu l-am terminat în 2020, l-am terminat în 2021, dar detalii, detalii. O să fie la fel ca anul trecut, o să vă țin peste tot cu mine până pe data de 24 decembrie. Încă nu m-am hotărât exact cum voi edita, pentru că nu voi pune în fiecare zi, pentru că nu fac chestii în fiecare zi și ar fi prea, nu aș avea ce să vă arăt. Dar cred că undeva la 3-4 zile am să fac, nu știu dacă o să fac pe săptămână, pentru că cred că e un pic cam mult, pentru că vor fi unele zile în care probabil voi arăta mai multe chestii, astfel că m-am gândit să fac o dată la 3-4 zile, nu știu exact cum, dacă la 3 sau dacă la 4. Astăzi, 1 decembrie, oh, Doamne, nu cred că facem ceva astăzi, nu cred că facem ceva special astăzi, întrucât au fost zilele astea libere și au fost ai mei, bine, în continuare sunt de astăzi, pleacă. Au fost la noi și am fost la Sibiu, am fost prin oraș și a fost în Poiană, dar nu am filmat, pentru că nu era 1 decembrie și, da, nu am filmat, dar am fost în locurile astea foarte căutate în perioada asta. Foarte frumos a fost peste tot și acum, astăzi, de fapt, mă rog, vom petrece timpul în casă. Afară e mai cald, cred că, decât ieri. Ieri erau 0 grade sau minus 1 grad. Astăzi am văzut că sunt 4, ceea ce e mai bine. Mare lucru nu vom face astăzi. Săptămâna asta, astăzi fiind miercuri, săptămâna asta nu știu exact ce voi face, cel puțin. Mâine o să fim, mâine și poi mâine la muncă. Vineri urmează să plecăm spre Brăila. Da. Vă mai țin la curent și o să vă mai spun ce chestii extravagante vom face în acest vlogmas. Până atunci, vă las. Ne vedem mai târziu. Facem ceva inedit și am să vă iau cu mine. Mai exact, împodobim căsuța, bradul și balconul. Și nu știu dacă spun ceva și pe aici, dar sigur o spun ceva și pe aici. Și am găsit toate chestiile astea, bentițele pe care mi le-am luat și pe care le-am mai și primit. Și da, haideți să vă arăt. Winter is here, my favorite time of the year. I could get close to my dear, my baby. I could feel the breeze coming through. I could see me and you cuddled up underneath the mistletoe. Anything that you want, just let me know and we can go. High as the moon, high as the skies above. I swear it won't take long, but you too come around and fall in love. Too thick, I can't even see you there. Cuddle up, put it in the air. Christmas trees, we don't need. Let's just bake and roll these leaves. Let me take your stress away. It's the hotbox holiday. Hotbox holiday. Hotbox holiday. Hotbox holiday. 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 Christmas starts at 12 a.m. Before the eve comes to an end. You know how we're bringing Christmas in. We don't need no lights, 'cause it's already lit. We don't need those presents, I'll wrap the best gift. Fog is way too thick, I can't even see you there. Cuddle up, put it in the air.
we don't need. Let's just bake and roll these leaves. Let me take your stress away. It's the Hotbox Holiday. Hotbox Holiday. Hotbox. Wow, bună dimineața! Deja am ajuns la muncă. N-am putut să vorbesc cu voi, am fost un pic bună la Lidl pentru că voiam să-mi iau acest minunat set de șters praful, pentru că doar în anumite săptămâni e și săptămâna asta s-a nimerit să fie. Și am vrut să mă filmez în parcare acolo, doar că era un domn parcat lângă și stătea în mașină. Prin urmare, nu am putut să fac asta. Mi-am mai luat și alte prostii pe care am ajuns să dau 50 de lei. Mi-am luat fistic pentru că fisticul era la promoție și punga de 500 de grame era 22 de lei. Și da, mi-am mai luat și niște din asta de mobilă. Hai, v-am lăsat. Christmas starts at 12 a.m. Before the eve comes to an end. You know how we're bringing Christmas in. We don't need. Oh, bună, foarte, foarte dimineața. Este 7 și un sfert, cred. Dar ce am ieșit din Ocean, din spate, și mergem să împachetăm cadoul. Wow, acum chiar mă văd. Da, bună dimineața, v-am mai spus odată. Hai că am intrat în mașină și plecăm plecăm spre birou. O să ajungem primele. Bine, în afară de doamna care se ocupă de clădire. Ah, uite-l pe ăsta. Și motivul pentru care ne ducem așa de vreme este pentru că la ora 8 trebuie să ajung la poștă. La ora 8 se deschide și eu la ora 8 vreau să fiu acolo. Trebuie să trimit un pachet. O să fiu Moș Crăciun anul acesta pentru un copil și trebuie să trimit coletul astăzi și trebuie să-l trimit și de dimineață pentru că am înțeles că le preiau, dacă îl duci la prima oră, ți-l preia tot astăzi. Doamne ajută. Astăzi vin vineri. Sper să ajungă coletul săptămâna viitoare. Marți ar trebui, dar eu sper să ajungă până marți. Vorbesc în timp ce conduc, dar credeți-mă că este gol. Este 7 și un sfert. Este un răsărit minunat. L-am filmat un pic când am ieșit din din Ocean. Am fost pentru că trebuia să mai iau o carte de povești și eu stau foarte prost la capitolul copii, în sensul că eu nu cumpăr chestii pentru copii, pentru că nu am și nu mă pricep. Și, Doamne, Doamne, ce răsărit! Stați că vă arăt acum! Priviți! Priviți ce minunăție! Așa, ieri a fost o zi foarte haotică, pentru că ieri am primit detaliile despre copil și tot ieri a trebuit să merg și să cumpăr. De asta și faptul că nu am cumpărat, am fost în altă parte și nu am venit la Ocean, pentru că mă și grăbeam să ajung acasă și, mă rog, am, în fine. Important este că am cumpărat ce trebuia. Am făcut rost și de o cutie, pentru că trebuie să le pun într-o cutie. Acum marea provocare va fi să le și să și împachetez cutia, pentru că nu mă pricep la împachetat. Astăzi, tot vineri, plecăm spre Brăila. Deci, da, astăzi o zi foarte complicată încă de dimineață. Da, cam atât. Astăzi v-am zis, o zi aglomerată și astăzi. Sper să rezolv la poștă instantaneu. Doamne ajută. Și da, mă las. O oră mai târziu, cred, ceva de genul, e 8:30. Am reușit să livrez coletul. Am fost la poștă, am fost la Priory Post, pentru că doar ăla era deschis la ora asta. Și acum mergem la muncă, ne-am oprit pe la, m-am oprit la Cornetti. Și da, hai să mergem, că mi-e o foame și eu, și sete, mi-e și sete, foarte sete. Bună seara! Bună seara, cu fața asta foarte obosită, e 11:30. Am ajuns acasă acum vreo jumătate de oră. A fost un drum
greu și lung și nu mi-a plăcut deloc. Dar în general așa este drumul când, adică e departe Brăila de Brașov și așa. O să mă bag la somn pentru că mâine am iarăși o trezire de dimineață. Și cam atât. Sunt obosită și nici nu, adică nu am venit pentru un eveniment fericit. Dar da. Vă las. Noapte bună. Ne vedem mâine. Când o să mai filmez ceva, sper să-mi amintesc. Salutări din Brăila. Pentru că sunt aici, așa cum v-am menționat și aseară. Este... Cred că e... 1. Așa. Mergem acum la bunica lui Paul, la țară, și aș vrea să iau ceva și m-am gândit să iau niște papuci din ăștia de casă, pentru că e la țară și, mă rog, e mai frig și așa. Dar din aia care se încalzi, care niște șoșoni și ce mai trebuie. Așa că mergem. Ce faci? Vrei să spui ceva vlogului? Om, dar cum frânai? Merry Christmas! Vlog! Ha? Merry Christmas vlog! Merry Christmas vlog! And a Happy New Year! Vrei să repetăm, facem un dupla 2? Hai, zi, dupla 2! Acțiune! Merry Christmas vlog and a Happy New Year! Ești de la singura casă? Da, singura casă 4. Oh, Christmas! It's what I'm starting to hear. The whispers reach in my ears of warm intentions. Oh, Christmas, we'll burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know deserves a little bit of love. Compromise our cheer. Oh, Christmas, the ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oh, Christmas, let's take our kindness inside and test it out for a ride and love each other. Everyone out there deserves a little bit of love. Plain old green tree, color it beautifully like a makeover. Oh, Christmas, the word that's out on the street is that the season's complete. Am ajuns acasă multe ore mai târziu și a venit și moșul mai și ne-a adus el moșul. Etuțele astea așa și dulciuri și ne le-a făcut așa pe comandă, ca să zic, pentru că eu țin post, Paul nu ține post și aici este partea lui și aici este partea mea și am primit pistic, Dumnezeule, Doamne! Și dulciurile, o, ce bine, că mai bine că am ce să mănânc, că eu și așa mai stau și mai... am mai ceva. Da, nu am vorbit deloc aproape, pentru că weekendul ăsta a fost așa... și nu am apucat. Iar acum am venit și avem bagajele toate pe aici. Pe... Da. Și pe aici și ne-a curs. În fine, nu mai contează. Mă pun să despachetez și să spăl și să mai salvez ce se poate salva. Și mai vorbim după aceea.